Bună ziua, dragii mei! Sunt Gina și vă urez un călduros bun venit în bucătăria noastră plină de savoare. Astăzi am pregătit pentru voi o rețetă spectaculoasă de pulpă de curcan la cuptor. Această rețetă este o adevărată delicatesă, perfectă pentru momentele festive sau orice ocazie specială. Vă promit că acest preparat va fi cu siguranță vedeta mesei. Pentru această rețetă delicioasă avem nevoie de următoarele ingrediente. O pulpă întreagă de curcan, 100 de grame de unt la temperatura camerei pentru a-l putea folosi ușor, ierburi aromatice, uscate sau proaspete în funcție de preferințele voastre, 10-12 căței de usturoi pentru o aromă mai intensă, sare și piper. Hai să trecem acum la modul de preparare al acestei delicatese. Începem prin a zdrobi 5-6 căței de usturoi. Într-un castron vom amesteca untul cu usturoiul pisat, ierburile aromatice preferate, sarea și piperul. Această combinație va transforma pulpa de curcan într-un adevărat festin culinar. Pulpa de curcan spălată o curățăm cu atenție și o ștergem cu un șervet de hârtie pentru a îndepărta orice urmă de umiditate. Noi am ales o pulpă provenită de la un curcan crescut în curte, într-un mediu natural și sănătos. Datorită acestui fapt, carnea se va găti mai lent, dezvoltând o frumusețe culinară similară cu cea a cărnii de vânat, cu o culoare închisă și o savoare aparte. Cu un cuțit vom face 5-6 buzunare pe spatele pulpei și le vom umple cu căței de usturoi, pentru a intensifica aromele și a obține o explozie de gust în fiecare mușcătură. Cu grijă, desprindem pielea curcanului de carne și introducem jumătate din cantitatea de unt aromatizat între piele și carne, uniformizând bine pe toată suprafața. Restul untului aromatizat îl vom întinde cu grijă pe toată suprafața pulpei, asigurându-ne că fiecare centimetru este acoperit. Așezăm acum pulpa într-o tavă potrivită și adăugăm 2 pahare de apă în tavă pentru a menține umiditatea cărnii. Acoperim tava cu folie de aluminiu și o introducem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade. Curcanul nostru de țară, crescut natural în aer liber, va necesita aproximativ 3 ore de coacere pentru a deveni fraged și suculent. Cu aproximativ o jumătate de oră înainte de finalul coacerii, vom scoate tava din cuptor și vom îndepărta folia de aluminiu. Acum, cu ajutorul unei linguri, vom unge curcanul cu sosul din tavă și băgăm tava din nou la cuptor pentru o jumătate de oră, timp în care curcanul nostru se va rumeni frumos. Momentul adevărului a sosit. Pentru a verifica dacă curcanul este gătit în totalitate, vom înțepa cu o furculiță în cea mai groasă parte a pulpei. Sucul care iese trebuie să fie transparent, semn că pulpa este suculentă și perfect gătită. Dacă observați o nuanță rozalie, mai avem nevoie de puțin timp. Și acum, momentul mult așteptat. Am reușit să obținem o pulpă de curcan la cuptor extrem de gustoasă și aromată. O puteți servi alături de garnitura voastră preferată și veți crea o masă memorabilă. Și iată, dragii mei, că am ajuns la finalul videoclipului nostru. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi în bucătărie. Sper că v-ați inspirat și că veți încerca această delicioasă rețetă de pulpă de curcan la cuptor în propriile voastre bucătării. Vă încurajez să ne susțineți în continuare prin aprecierea acestui videoclip și prin abonarea la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi rețete. Nu uitați să ne lăsați și comentarii cu impresiile voastre și cu sugestiile pentru viitoarele noastre preparate. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm cu drag la următorul nostru videoclip. Până data viitoare, să aveți parte de momente frumoase și de preparate delicioase în compania celor dragi.